Aflat într-o vizită de lucru la Suceava, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici a purtat discuții cu primarii referitoare la proiectul Utilități și Mediu, proiect care a adus datorii autorităților locale. Eugen Teodorovici a declarat că mulți dintre primarii Sucevei au de suferit în urma acestui proiect. În urma discuțiilor cu reprezentanții autorităților locale, ministrul Eugen Teodorovici a declarat că s-a găsit o soluție pentru aceste datorii. S-a găsit o soluție, spunem noi, o soluție care va veni foarte curând, în sensul de a acoperi această povară financiară nejustificată, odată. Dar ce este foarte important, dincolo de această, să spunem, alocare financiară, este ideea de a finaliza în acele comunități locale proiectele pentru că acest împrumut s-a luat la vremea respectivă, adică partea de gaze în special, în fine, ce mai este de termie, dar în special partea de gaze, adică să fie o abordare, un concept, să spunem, integrat, pe de o parte alocare de fonduri de la bugetul de stat pentru a acoperi această sarcină financiară la nivel local, pe de altă parte, să continuăm ceea ce acele comunități locale așteaptă, adică racordarea la partea de gaze și aici, din Fondul de Dezvoltare și Investiții lansat de curând de Guvernul României, se vor depune pentru acele comunități locale aceste proiecte pentru a finaliza, repet, ceea ce deși și oamenii și așteaptă de foarte mulți ani de zile, adică partea de gaze, pentru a termina odată în special, repet, sau a răspunde în special acestor nevoi la nivel local. Pe de altă parte, a terminat cu aceste speculații care, vedeți foarte bine, ani de zile, se tot desfășoară. În curând o să aveți și actul normativ care să aducă aceste fonduri către comunitățile locale și mai ales proiectele pentru gaze în special.